echipa națională, pentru că la Steaua sunt posibil candidați pentru un post în echipa națională. Așa este, din ce în ce mai mulți jucători ai Stelei în echipa națională, după acel scandal între Gigi Becali și Anghel Iordănescu. Au revenit ambii la sentimente mai bune. Neaga reușește pătrunderea șutului. Neaga, gol! Sclipirea lui Neaga a găsit un culoar, a șutat exact acolo unde portarul Ivanov era mascat, n-a apucat să reacționeze, o minge preluată de Neaga. Analizare extrem de precisă, bravo lui, felicitări Neaga. Iată reluarea, Neaga preia la marginea careului, n-are timp să-și așeze mingea, șutează cu exteriorul piciorului drept, mingea trimisă lângă bar, o altă reluare, patru jucători în jurul lui Neaga la această fază, a reușit să înscrie Adrian Neaga, Steaua conduce cu 1-0. Evoluție superbă a lui Neaga la Steaua de când a revenit după experiență. Ce lucru care se și întâmplă, ia să vedem. Neaga scoate la marginea careului, Florentin Dumitru centrează spre colțul lung, nu este offside, minge trimisă pe lângă portar, gol! Situațiilor de atac și a loviturilor libere duce la situații de acest gen. Că înscrie din nou și a salvat echipa și în meciul cu Jeleznic. Sârbii conduceau cu... În orice caz, aici este poziția. Vorbeam mai devreme de această pasă pe colțul lung. Nu e offside. N-a fost offside. Dică înscrie din nou. Steaua conduce cu 2-1. Mai sunt 10 minute și mai bine de joc. Este jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în divizia A pentru Steaua. În acest sezon, Dica a marcat 4 goluri în campionat, unul în Cupa UEFA până acum, 2